Mamă, igele ăsta, vărule? Am început să urăsc influencer. Pe unii chiar am prins boală între timp. Asta mergem la gagica lui Gami. Ați băgat focul... Iau, Harry Potter! Eu scap bătrânii aia. Croasantul Dubai, fraților. E sau nu joacă bine la masa asta? Carusel VR. Coșurile de basket. Să moară Jacksona, dacă nu totu-i pe bune. Îți cu lapte, îți cu vlog, îți cu bună dimineața. Trezirea. Îți cu bună dimineața, congelata, mâine gata, bă, tu ai văzut cât de bine mi-a ieșit chestia asta cu aruncat de capac și cu rotire și cu toate astea, să moară Jacksona. Îți cu bună dimineața, congelata, mâine gata, sau mai pe scurt, hâț, pizza, zgâdilă, gurița. Din Gama am avut 11.000 de loturi de grafică, 11.000 de retururi la grafică, pentru că vrem ca frații noștri să arate frumos pe cutia hâț, pizza, și continuăm livrările, menționându-vă încă de la bun începutul vlogului că în acest daily vlogulesc cu frații mei veți vedea și cum a fost la petrecerea hâț, pizza, mai precis după petrecerea hâț, pizza, așa se aude o trotiretă pe fundal, suntem pe microfon, fraților, pentru că între timp s-a pierdut și osmoul. Eu mă duceam de gen, știi? Da, nu, Cori pleca gândind că lavaliera e pe mine, pe undeva nu e, trebuie să ne apropiem de cameră. Iarăși, sparge-vă vom urechile. Ne-am întors la datorie, fără osmo, după cum vă spuneam, l-am pierdut cu un vlog pe el, dar vom recondiționa totul aici și vă tot spuneam, fără să divagăm, că veți vedea cum a fost la petrecere. Mai precis, după petrecere, am încheiat de vreme, cu minți, cum ne știți, la ora 11:30, am făcut și niște content și iată-ne astăzi, alături de cel mai frumos cățeluș de pe planetă și cel mai tare proprietar din lumea actoriei și a stand-up comedy-ului, Jonuțule. Și nu e motivul pentru care s-a pierdut osmoul, mă jur. Drăcean nu e motivul pentru care s-a pierdut osmoul, el cauza reamintitoare de pierdere de osmo, pentru că întreba, dar de ce filmați cu asta și nu mai filmați cu aia mică? A simțit el ceva și imediat a întors cuțitul în rană, Jonuțule. Am venit să-i aducem pachetelul și l-am cunoscut și noi. Pe domnul Otis. Otis, mâncaia și gurița lui, era să zic Oții, de la o foaie. Atât de neus nu l-am făcut. Este super. Este un pic letargic pentru că a avut o anestezie, a fost operat. E pe vlog în care arată și vezi ce chef are de vlog. Fără fix spatele ți l-a dat la cameră. Fă-și tu întoarce 360. Lasă, băiat, tu lasă, nu ochinui. Otis, stai cum vrea inima ta, tată. Vino că ai bine. Hai, uite ce s-a bucurat dată. Bravo, frate. S-a dat și din coadă, ce crezi? Fii atent, mâncați așa că se urcă mașina. Da, ce crezi, că nu știe? A, păi lasă băiatul acolo, că asta e mașina de căței. Hai, tati, hai să vedem. Mamă, e gele ăsta, vărule? Deci Otis în gele, Jonuțule, cât cheluțul nu e acasă, Otis joacă pe masă. Ia vezi, băiatul meu, pachet PR specially made for you. Spune-ne dacă îți place pozica ta, că ăsta e light motivul acestor pachete. Singura mea panică, trage și tu de ușa aia, te rog, că ele mai fâșneț așa uneori. Da, 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 închide că știm mai fâșneț. Mamă, cât de frumoasă e. A? Bă, vezi că te-am scos varianta de la lansarea de la film. Vai, ce mișto e. Da, ți-am zis că i-am și zis Dorian la telefon că mă uitam că tot primesc pachete, toată lumea, și începe. Am început să urăsc influencer. Pe unii chiar am prins boală între timp. Și zic, bă, dar nu mi-o dat, mă, și mie o cutie de asta, bă, bune, cum chiar așa. I-a luat la follower pe mulți acolo. Zic, hai că nu e așa mare diferență. Cea mai frumoasă surpriză este atunci, Jonule, când știi că ai cutia deja în producție și că omul urmează să-și o primească imediat, pentru că durează ceva vreme. Foarte și mai mult de atât, am avut și surprize la grafici, hăs, Jonule. Așa. Gata, te pupă, tata. E foarte frumoasă, foarte mulțumesc, să vă meargă. Să nu-l căutați pe stradă pentru pizza. Da, și tare clipul ăla de oră, chiar m-am uitat. Să cumpărați pizza. Să nu-l căutați pe stradă pentru pizza, promitem că rezolvăm cu stocurile. Deja se găsește din nou în magazine. Mamă, Jonuțule, ce ciudat mă simt să nu fie nevoie să dau drumul la lavalieră pe pieptuț. Astăzi avem șofer vedetă, fraților. Daviduț este la volan cu noi și filmează și el seria lui frumoasă pe care o găsiți acolo pe canalele lui de social. Iar noi acum ne îndreptăm către Mițanu, hâț, Jonule, pentru că i-am promis Parpilianei că îi dăm și ei cutia ei. Acum teoretic vin șarjele 2 și 3 de grafică, deci o să mai vedeți prin daily vloguri postări de ale noastre, Jonuțule. Merge bine ăsta micu până acum, fâșneț așa, mânca la tata. Revenim cu update-uri dacă avem legate de el, iar după asta mergem la gagica lui Gami și la gagica lui Mădălin. Vă prindeți voi despre ce e vorba, pentru că avem pizze de livrat și acolo. Și de îndată ce termină livrările astea, fraților, o să vedeți și cum a fost la party, așa că stați geana. A, nebunule, ești flatat, te pomenești. Ne-a primit tata Mițanu, bă, direct la, știți unde suntem. Am cerut voie înainte să nu credeți că intrăm așa ca nebunii. Suntem în hala în care își filmează Mițanu vloguri, fraților. Ia vezi, bă, băiatule, că îmi face și o magie, cum arată aici vorba lui Cori, zici că suntem la antenă pe platou. Ce? Ești gata? Ce? Zi, mă, a murit Cori acum. A murit Cori acum. Da, va... Ha, da, fail, nu că e fail. Zi, mă, ce făcea cu foc? Stai. Făcea cu foc? Da.
Ați băgat foc în... Eu am crezut că trebuie să facă fum, tot mi s-a părut magie, ești nebun? Că nu mă pricep la Harry Potterism, nu? Și cum se nu zice la focul ăla? Da, ești nebun. Nu mă pricep prea bine, eu testez la apărătul ăsta interzis. Cum e mă la foc? Nu cred că nu știi. Bă, nu mai știu. Ce rușine. Se poate. Ce rușine, o să se răscolește Harry în mormânt în momentul ăsta. Am luat glume de la Imogen, fraților, să vă arăt Jaxana. Parpiliana noastră dragă, acum că am aflat că puteți să spunem așa în public deschis, stai așa. Eu sunt pe post de masă. Ok, și eu desfac. Și tu îți desfaci frumos să ne spui dacă nu mai știu cum am rotit-o, hai, dar te uiți. 3, 2, 1. Și bang. Mamă, fix poza asta care îmi place mie cel mai mult. Ta na na. Uitați-vă cât de tare e. Ta na na. Și să știi că am făcut un update în ultimul timp. Nu mai punem pizzele în cutiile astea ca să poți să păstrezi cutia dacă ai plăcerea normal. Am pus-o și pe alumiță oricum. Bravo, și ați reușit să scoateți pizza fără să vezi jurnal. Da, da, chiar a fost. Hai, bă, cine are tact? Ia zi, haide tata Mițan. Ia, Harry Potter. Simba, și acum scoate. Ia, mă, deci dacă și acum dau fail. Bă, dar pe bune, flacă. Dă-te. A, asta voiam să aveți și eu. A, ok, deci, ai și corile știe pe astea. A, și care mă focul, ia? Fire este incendio. Așa, incendio. Incendio. Și după... Hăți! Când ajungi la ăștia, te încurci și nici nu mai știi pe ce poartă să intri. Uite-l pe Zbârulescu frumos. Ia uite-l și pe tata Zbâr. Am mâncat și el niște papai. Vrei să-ți dau și o pizza la schimb viața mea? Hai. Să-ți schimb? N-am. N-am găsești, da, să mă arăge asta. Astea sunt ultimele precupețe de pe piață, fraților. Uitați-vă ce fac tâmpiții ăștia aici, mă. Se pregătesc de live-ul ăla, o inițiativă foarte frumoasă. Am auzit de la David acum. Live caritabil, which is great. Ce proști de buni sunt inspirația ai naibii. M-am căcat pe mine, ești nebun la cap. Bă, cât de proști sunt, bravo mă. Ce aveam în dreapta? Aveam Dilinca. Nu, unde-i Dilinca? Nu am adus pentru Gagici astăzi. Ne-ai luat Adidas? Azi am adus pentru Gagici viața mea. Da, ceva frumos de la lui Vinu, vezi? Nu e rău. Nu e rău. Deci Dilinca n-avem? Ia viața mea. Cum să n-avem? Avem? Nu, gat. Sunăm și avem, e aici. Păi atunci nu-i deschide fetea asta, lasă eu aici pe lumea voastră Minecraft. Bă, dar cred că e genială sperietura, ce m-au speriat pe aia. Haide, bișoi, deschide. Eu să zic cu șică, așa-mi place. Eu scap bătrânii aia. Wow, grijă cu pomile. Viața mea cu Adidas și ăștia pe aici e greu. Giulele, dar păi da, eu dau peste tot ce merg. Hai. Direct. Și acum să fie cutie. Lasă-mă un pic, lasă-mă. Ăsta e logo-ul lui. Păi cum? P-I-S-O. Gata. Te dracu, ți-am făcut și logo pe loc acum. Și acum e cutie aia. Trimite-o factura după aia. Hai viața mea, îndreaptă-te. Bună Dilinca, vino încoace. Uite-mă ce aproape și ce repede. Ia vino și tu aici așa frumos. Da, să crede pe mine. Wow! Ce trebuia? Da, spoiler, Fede, ai dat spoiler. Dacă de tare e, cine designerul? Dă-i Fede-i cutia, poftim? Gami, Gami, așa te vede Gami. Așa ești tu prin ochii lui Gami, viața mea, uite, vezi? Ia, Dilinca, ți-a făcut unveiling-ul mai repede, bagabotul ăsta. Vezi că într-o seară, m-a sunat să mă întrebe, mănâncă-ți pizza aia din congelator? Și am zis, nu, mănânc-o tu, îi place mult. Uite, să-ți deschizi tu coletul. Nu mă lasă, îi face pe aia. Măi, că ăsta e capacul meu. Wow! Nu? No? Frumușanu, frumos, ce trebuie, bam, bam, bam. Da. Uite de tare! Și am făcut o chestie nouă, fraților. La voi, na, ați fost printre primii mai nasol. Nu v-am mai pus pițele în ea ca să puteți să o păstrați dacă vreți, să nu mai stricați. Pe lumătate deja am păstrat-o. Ați păstrat-o, așa ne-a zis toată lumea, dar bănesc că v-ați chinuit să o deschideți. Nu, nu, a avut grijă. Intactă. Slice, slice, intactă, 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 full intactă. Gata, am terminat și cu frumoși ăștia, bă, mișto vibe au aici. Lasă că într-o bună zi aducem pe toți dacă îți rezi să moară Jaxana, nă la marele acolo. Le păstrez câte o casă la un preț de nerefuzat fiecăruia. Hai, ne-am teleportat. Pe acolo să moară Jaxana, că a venit ăsta micul, ori l-a învățat Shelly, ori l-a învățat maică-sa, dar eu cred că l-a învățat maică-sa. Fără nicio aluzie la Shelly, Doamne ferește, că e smart și Shelly al nostru. Să vină frumos cu cadouașul în prima zi, uite de ce avem aici. Direct de la mama David, mamișor David, a făcut aici AKA croissantul Dubai, fraților. Acum fenta șmecheria e cu Dubai, ai înțeles? Că-i ciucalată, că-i croissantescu, hai să-l vedem. Sunt foarte curios. Am mâncat ultimele rămășițe de pizza. Zi, hâțule. Iau, știe sau nu joacă bine la masa asta? La masa asta de taină, cea de taină. Mam, cum interiorul ăsta. Mam. E și mam, la prăjituri nu... Bravo, doamnă. Îl așteptăm pe Daviduț mai des pe aici. Te șoferi avem nevoie. Love at first bite. Love at first bite, să mă arăge Asana. Oricum love e cu bites. Revenim, că vreau să duc și eu. Revenim? Scuri! Revenim? Bună dimineața la Moș ajun. Bună dimineața, băi, afară, că e noapte. Jonuțule,
domnule, ultima cutie pe ziua de astăzi, dar nu în ordinea oarecum a importanței, sub nicio formă, nu vă gândiți greșit. Un băiat drăguț, dulce, mare atenție pentru cei mai dinozaurași. La o primă vedere, Doamne ajută să se concretizeze ceea ce am cunoscut astăzi și să fie așa și în esență. Hâți Johnule, David a.k.a. fostul șofer al lui Shelly, actualmente influenț, cum? Davidenco mă cheamă. Davidenco, Hâți Johnule, actualmente deja pe platformele de socializare unde îl găsiți și vă puteți distra alături de el. Noi îi ținem pumnii și să facă treabă frumoasă. Deci nu mai e șomerul lui Shelly, Hâți Johnule, este omul internetului acum. Ta da 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 ta. Bă, băi, tare rău. Hâți Johnuțule. Să fim sinceri, acum eu am văzut dinainte. Normal, normal, foarte tare asta, gen. E foarte tare. A, nu, ziua sincer toată, mă. El a văzut cutia de acum vreo 7 ore. Vă dați seama că e cu noi de dimineață la muncă. Astăzi n-a filmat vlogul șoferul lui Dorian Popa pentru o zi, cum probabil se va numi, că nu-mi place mie să vorbesc la persoana treia de mine. Astăzi a filmat ceva pentru TikTok. Foarte. Noi am avut nevoie de el astăzi și ne-a ajutat și îi mulțumim, pentru că Edi s-a rănit și nu poate conduce. Are mâna înghipsă. Exact. Și cu ocazia aceasta vă lăsăm și petrecerea. Uitați-vă cum a fost. Hâți Johnule. Hâți Johnuțule, și uite așa am încălecat pe o șea de Lamborghini făcută de Vivacy și v-am spus povestea așa. Acum vedeți Hâți Pizza Party la sfârșitul ei. Este ora 12 fără 2 minute, fraților. Am încheiat cea mai nebună petrecere. Conceptul lui Cori. Uitați-vă pe aici, nici nu o să vă spun chiar toate prețurile, vă spun în felul următor. Urmați-mă, vă rog frumos. Avem în felul următor: carusel VR. Prețul se măsoară în 1000 de euro pe ziua de utilizare. O zi am avut câteva miuțe de euro. Nu vreau să vă amărăsc ziua, doar mă distrez alături de voi în stilul caracteristic Hâți pe care îl cunoașteți deja. Sac de box, vă dați seama, chiria e de gest. Dacă și sacul de box ar mai costa, să mă rogeți, Sara, ne dăm demisia direct. M-am tăiat la acest deget, unde vedeți acest pansament. De ce? Pentru că avem un reel filmat în timp ce fratele vostru sparge această superbă felie de pizza, unde scria la început "In case of emergency, break the glass." Și vorba era că o vom sparge când începe petrecerea, ca să dăm tonul petrecerii. S-a spart la 12 noaptea, când s-a terminat petrecerea. Ca să înțelegeți cât de hype a fost. Le mulțumim din suflet tuturor partenerilor și tuturor celor prezenți la petrecere, tuturor vloggerilor, tuturor prietenilor care au venit aici și în principal, așa cum v-am spus, partenerilor, pentru că alături de ei reușim să facem Hâți Pizza, fenomenul care îți gâdilă gurița și care abia așteptăm să se reîntoarcă în congelatoare pe rafturile magazinelor pentru voi, în supermarketurile din România, peste tot, fraților. Fotoboot, adică mai pe românește cabină de poze, Johnuțule, cum s-ar spune. Ce? Videoboot, am fost corectat în cască de Cori, Johnuțule, iertați-mă, i-am spus fotoboot, adică pe românește cabină video, nu cabină foto, unde zboară bănuți și confeti și tu-ți faci poza hi-hi-hu-hu la Hâți Party. Simulator de curse de mașini. Aici iarăși revenim la miile de euro pe ziua de filmare. Cu doar câteva sute de euro, Johnuțule, dar mai multe sute de euro, puteți avea și fuzbol, puteți avea și hockey pe masă. Cum se numește ăsta, mă, Cori? Unii zic air hockey, alții zic ice hockey, să moară Jacksana, vreți să vă spun o chestie? Aici vă spun prețul, 800 de euro pe zi, să dea dracii dacă ăsta n-a scos banii mai mult decât orice jucărie de aici. Deci toată lumea a fost călare pe air hockey-ul ăsta. În altă ordine de idei, tot din gama de idei nebune, dar extrem de creative ale Corinei, Johnuțule, aveți masa de beer pong, dar varianta mult mai Hâț decât beer pongul clasic. De ce? Pentru că aici nu se bea bere, Johnuțule. Avem și o poșetă de la Fur la Mur la cine-or fi ăștia. Nu s-a băut beer pong, dar s-a jucat la greu. Armele sunt de plastic, deci nu vă gândiți la prostii. Barul clasic pe care l-am avut cu meniu din GTA, Johnuțule. Uite aici și meniu, vezi ce frumos vin toate, cu nume de cocktailuri făcute chiar de Cori, Johnuțule. Bar pentru care îi mulțumim lui Luca Valentin, cel mai șmecher barman din România. El s-a ocupat, băieții sunt din gama de studenți de la Luca. Aici avem una bucată flipper, am făcut și reel, tragi de astea, pești pe astea, te joci, că Johnuțule vorbește. Neon sign-uri la greu. Space Invaders și Pac-Man, încă avem un tânăr rătăcit care se joacă și a terminat munca, este la muncă el, săracu. Aici, bă, mâncava și gura voastră. Ce 7-Eleven, ce LA, ce New York, ce slushy am băut de la băieții ăștia. Cred că am băut vreo 3-4 slushy-uri. Voi rezista cu brio, Johnuțule. Evacuarea va fi Hâți Johnule. Important este că ăla de pepene roșu, un deliciu. Un deliciu, nu vrăjeală. În altă ordine de idei, aici, creat de noi în foarte mult timp, Johnuțule, și cu foarte multă gândire, este cornerul de servire a pizzei. După cum vedeți, a mai rezistat pizza. Nu-mi vine să cred câte s-au mâncat băieții mei. Ce, mă, n-are cum 50, că 50 am servit la mol. Eu cred că peste 100, fraților. În orice caz, toată lumea a fost călare pe mâncare. Avem aici, joacă-te, fii atent. Avem și ceva plating. Astea sunt de alea de plastic. Ah, nu sunt de plastic.
plastic, pe bune. Ia uite ciupercuțe, sălămior, să moară Jacksana, dacă nu totul e pe bune. Ce puță. Am crezut că vrei să muși din ceapă acum. Avem bănuțul, una bucată bănuț cu hâț Johnule și una bucată bănuț cu cheluțul, dar aici cred că au fost oameni de-ai mei, că văd numai bănuți cu mine, nu văd cu cheluțul Johnuțule. În spate acum fără vrăjeală, zona de cooking, pentru că la un astfel de eveniment, fraților, am avut peste 200 de invitați. Le mulțumim încă o dată tuturor celor care au venit. Ai nevoie să ai putere de gătire. Deci acele cuptoare au făcut, dacă nu mă înșel, câte 30 de pizza deodată, am auzit, sau poate zic prostii. O altă idee senzațională de a Corinei Johnuțule, am avut coșurile de basket. Bun, asta mi-a plăcut. Am avut coșurile de basket, care coșuri de basket te ajutau să selectezi ce aromă îți place și mai mult. Hemania versus Pepperoni Obsession. Pepperoni Obsession ar fi câștigat cu 84 de puncte. Acum întrebarea este, nu cumva handicapatul ăla de Gami s-a pus lângă aici și făcea numai așa, pentru că la un moment dat Gami era efectiv cei care reprezintă basketul. În altă ordine de idei, cornerul cu înghețată de la Vice, fraților. Aici încă un fotobooth, deci asta chiar e cabină de poze. Bine, nu intri nimic, stai în fața aici și face Jacksana ăsta, stați să vă arăt și vouă ce în față de Milog am. Milogul SRL, uite așa spunea mamișor. Dar dacă vreți să vă spun un lucru, dacă a venit mamișor fericită cu poza aia în mână, mamă, uite-te ce poză frumoasă mi-au făcut copiii ăștia, ziceai că este, cine vorbește mă așa, piersic. Ziceai că e piersic varianta feminină. Mamă, uite cât îmi place și mi-a arătat eu o poză, pac. Uite de la mine ce față de bou am. Am mai făcut o dată poza asta. Mi se pare că arăt la fel de bou. Adică am schimbat puțin privirea, am schimbat poziția, dar la fel de bou. Dar nu e vina pozei, e vina boului. Ăștia aici gașca noastră, căzionule, vezi? Am plătit și sunet, mâncava-și gura voastră, au avut și regie cu bani. Echipa Rafal de la fabrică, de la Freiburger, pe care cred că îl cunoașteți din vlogul mare sau nu. Dar dacă nu-l cunoașteți, îl cunoașteți acum, Johnuțule. El este părtaș la toată nebunia asta și el reprezintă fabrica Freiburger, care prezintă cu mândrie și produce, pardon, care produce cu mândrie și prezintă produsul Hâț Pizza, pe care noi l-am adus în atenția dumneavoastră. Sperăm să vă bucurați de gust, nu uitați, Hâț Pizza îți gâdilă gurița și în curând din nou la rafturile pe care dumneavoastră l-ați golit, motiv pentru care vă suntem extrem de recunoscători. Hâț Johnule.